117 locuri de muncă sunt vacante în această perioadă în potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai multe posturi disponibile sunt în producție, prestări servicii și comerț. În producție și prestări servicii sunt 39 de oferte. E nevoie, printre altele, de instalator, muncitor necalificați, electricieni, operator calculator, vânzător, brutar, mecanic auto, lăcătuș mecanic. Pentru toate aceste posturi e nevoie de liceu sau minim 10 clase. În domeniul sănătate și asistență socială sunt vacante 4 locuri de muncă. E nevoie de asistenți medicali, animator socioeducativ și asistent social. Se cer studii medii sau superioare pentru postul de asistent social. În construcții sunt șase locuri vacante. E nevoie de mecanici utilaje și mecanici auto, posturi pentru care se solicită studii medii, dar și de ingineri construcții civile, post pentru care sunt necesare studii superioare. În industria lemnului sunt 24 de oferte de locuri de muncă. Agenții economici sălăjeni caută să angajeze tâmplar, confecționeri tâmplărie, croitor tapițerie, tapițeri, vopsitor, dar și muncitor necalificați. E nevoie de minim 8 clase sau studii medii în funcție de post. În turism și industria alimentară sunt disponibile 8 posturi de cofetar, patiser, bucătar și agent de turism. Se cer studii medii sau superioare. În comerț sunt 34 de posturi vacante. Se caută vânzător, gestionar, specialist marketing, lucrător comercial, designer grafică. Candidații trebuie să aibă studii medii. Alte două posturi disponibile sunt în confecții, unde e nevoie de un confecționer asamblor și un muncitor necalificat.